Bun găsit, prieteni! Astăzi călătorim pe tărâmul imaginației. Am luat o poveste de pe Reddit scrisă de o autoare foarte talentată și am adaptat-o pentru a se potrivi țării noastre. În acest fel, vă este mai ușor și vouă să vă transpuneți în pielea personajelor. Am încercat, împreună cu niște prieteni, să fim cât de cât creativi și să vă pregătim ceva de calitate. Povestea în sine este o operă de ficțiune, nu este reală, ceva destul de diferit față de clipurile obișnuite. Gândiți-vă la ea ca la un film sau un episod dintr-un serial. Vizionare plăcută! Noaptea de 19 ianuarie 2011, dispeceratul de urgențe a primit un apel terifiant. Ceea ce la început părea un caz clasic de asediu la domiciliu, a devenit un coșmar pentru operatoarea Ana Damian. Înregistrarea a fost făcută publică de poliția română, probabil în dorința de a transmite un avertisment populației. Media a cenzurat finalul. Aceasta este varianta completă. Ce urgență aveți? Mă auziți? Da. Ce urgență aveți, vă rog? O să sune ciudat. Am nevoie de ajutor. Ascult. Jur că nu e o glumă. Sunt blocat în pivniță. Blocat? Blocat. Am rămas captiv, blocat aici. Cine v-a închis acolo, domnule? Puteți detalia? Nu știu cine e. Nu. Eram aici jos, încercam să fac ordine prin scule și nu mi-am dat seama cum a trecut timpul. Nu... M-am auzit cum s-a spart geamul de sus, apoi am văzut-o în pragul ușii. Era... Am încercat să văd care e problema, înțelegeți? Dar până să mă mișc, ușa era deja închisă. O aud cum se plimbă prin casă. Scoate niște zgomote, parcă e ceva animal. Care este adresa, vă rog? Stau pe... Există o altă modalitate de a părăsi subsolul. Eu am încercat să sparg ușa. E greu să vă explic. E ceva cu ea. Nu e... Știu că vreau... Nu pot să risc. Am trimis un echipaj spre dumneavoastră. O să rămâneți la telefon cu mine. Bineînțeles. Ați auzit asta? Da. Jur că n-am halucinații. E ea. Ea? Domnule... Domnule, se poate să-mi descrieți cum arată persoana respectivă? Păi... E bătrână. Foarte bătrână. Are un păr alb ce merge în toate direcțiile. E așa de lung. Și nu are dinți. Nu știu. Se mișcă repede. Cum am văzut-o, nici nu m-am apucat să fac un pas. Că ușa era deja închisă. N-am mai văzut în viața mea așa ceva. Ați observat și altceva semnificativ? E goală. Ceva e greșit cu corpul ei. E contorsionat. Nu știu cum, diform. E la ușă iar. O pot auzi. Șoptește ceva. Puteți înțelege ce spune? Nu pot. Numele meu. Îmi spune pe nume. Vocea aia. Nu e voce de femeie, e... Parcă... Domnule, încercați să vă păstrați calmul. Poliția este pe drum. Să păstrez calmul? Nu înțelegeți. Nu cred că mai am mult timp. Iisuse. Domnule? Aici. Nu. Trimiteți pe cineva odată. Domnule, ce se întâmplă? Nu. Oprește-te. Te rog. Ce vrei de la mine? Nu. Mă auziți? Domnule?
Nu știi bine ce vreau. De ce morții mătii nu pleci din casa mea? Asta nu mă casa ta. E a noastră. Nu locuim aici. Nu știu cine ești. Noi am locuit mereu aici. M-auziți? Alo? Poliția este... Duh necurat, este aproape, domnule. Domnule? Domnule? Care ți este numele? I-am spus, numele meu este Legiune, pentru că suntem mulți. Poftim, nu înțeleg. Numele tău? Ana. Ana. Cum? Ana. Nu fi obraznică, Ana. Că venim după tine. După ce apelul a fost făcut public, teoriile au explodat. Unii au spus că bărbatul de la capătul firului suferea de o boală psihică. Alții au mers cu ideile mult mai departe, spunând că evenimentul a implicat un spirit malefic. Înregistrarea a fost studiată de către specialiști, atât în țară cât și peste hotare. Toți au declarat, fără urmă de îndoială, că vocile de la final aparțin aceluiași om. La câteva zile după incident, operatoarea și-a dat demisia. Descoperirile șocante făcute de poliție la fața locului au dus cazul într-o zonă mult mai întunecată și misterioasă. Alături de peisajul distrugerii totale, moartea lui Andrei Petrescu, apelantul, a rămas nelucidată. Sinuciderea a fost eliminată imediat. Criminalul este încă liber. În 23 martie, Ana a acceptat invitația de a participa la un interviu în exclusivitate alături de Florian Grigore, moderatorul celebrei emisiuni online Magia Misterelor. Chiar dacă n-au fost confirmate oficial de către autorități, spusele ei sunt revelatoare. Cred că au fost câteva momente greu de descris în cuvinte. Da, au fost. În cei 3 ani cât am lucrat la dispecerat, nu am crezut. Nu e o meserie pentru oricine, dar eu eram o persoană stabilă emoțional. Când a ajuns poliția acolo, toată mobila din casă fusese deja distrusă. În aer era un miros puternic de descompunere, nu de la cadavru, nici poveste. Ușa subsolului era blocată de-a binelea. Un miros de nicăieri? Pot să mă ironizez cât vrei. Domnul Petrescu, victima în cauză, era acolo, în subsol. Avea corpul tăiat efectiv în două. Podeaua era plină de sânge. Criminalul nu a fost prins niciodată. Cazul ăsta este încă deschis. Am citit un interviu în care spunea că la telefon ați auzit două voci diferite. Este adevărat? Da... Știu că mă aflu încă sub tratament. Nu mai lucrez acolo oricum, așa că nu mă interesează ce cred colegii despre mine. Știu că toți mă cred nebună. Uite, mi-e greu să explic situația într-un mod coerent. Înregistrarea nu mi se pare destul de clară. Experții care au studiat-o, care au studiat înregistrarea, au spus, în mod unanim, că a doua voce aparține tot domnului Petrescu. Crezi că nu știu asta? Eu am fost cea care a avut ultimul contact cu el. Știu ce am auzit atunci, ce senzație mi-a transmis, m-a secat emoțional. Sunt multe lucruri care nu mai au sens acum. Uite cum stă treaba. Am un prieten care lucrează la morgă. El s-a ocupat de cadavru. Mi-a spus că decesul a avut loc la miezul nopții, la 12:15. Noi la urgențe am primit apelul la 2 noaptea. Explică tu asta. Nu există noapte în care să nu visez că mă aflu chiar eu în subsolul ăla nenorocit prinsă. Și fața lui sau a ei și nici nu știu ce să mai cred. Îi văd fața de fiecare dată când vreau să dorm, chiar dacă nu am văzut-o niciodată în realitate. Este, nu știu cum să spun, este demonică.
4 aprilie, Ana Damian a dispărut fără urmă. Toate lucrurile ei au rămas neatinse în propria locuință. Singurul indiciu rămâne interferența radio surprinsă în acea noapte de mai mulți ascultători. Ce ai cu mine, ce Iisuse, ai cu mine, Iisuse? Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Te rog să nu te rog să nu mă umilești, să nu mă bagi șocorești, să nu mă bagi șocorești, să nu mă porți prin ispită, să nu mă porți prin ispită. Te rog, te rog, te rog! Vocea de pe fundal pare să fie a ei. Cazul este încă deschis. Dacă doriți să citiți varianta originală a poveștii, aveți un link în descriere. Le mulțumesc lui Roxy și Rareș. Fără vocile voastre fantastice, povestea nu ar fi fost la fel de interesantă. Mulțumesc prietenilor care susțin canalul pe pagina de Patreon și pe PayPal. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, vă mulțumesc vouă, tuturor, pentru că ați rămas alături. Ne întâlnim din nou data viitoare.